cort de 700 de metri pătrați cu 500 de scaune încălzit a fost montat în fața prefecturii Olt, unde funcționează sediul biroului electoral județean, astfel încât în noaptea de 11 spre 12 decembrie reprezentanții secțiilor de votare să aibă un spațiu de așteptare încălzit până când vor depune buletinele de vot și materiale electorale. Reprezentanții secțiilor de votare vor avea la dispoziție apă, ceai și cafea. Vor fi prezenți pompieri, un echipaj de ambulanță, jandarmi și polițiști. 4 secții de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina vor primi aparatură nouă. 3 dintre aparate, care vor ușura munca medicilor chirurgi slătineni, nu au existat până acum în spital. Masa ortopedică, microscopul ce va ajunge la chirurgia plastică și dispozitivul de sigilare vasculară au costat 700.000 de lei, fonduri de la Consiliul Județean Olt. Electroencefalograful a fost achiziționat cu 30.000 de lei din fondurile unității slătinene, fiind necesar pentru diagnosticarea copiilor cu epilepsie sau a celor care manifestă convulsii. Deși mai este până la Ignat, oltenii au dat startul sacrificării porcilor. Deja până la acest moment s-au prezentat la circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor peste 150 de probe în vederea examenului trichineloscopic. Cei care doresc să fie siguri că nu se vor îmbolnăvi de sărbători consumând carne de porc pot face acest examen pornind de la 11 lei și 60 de bani, fiecare medic veterinar stabilind propriul tarif. Astăzi, cu începere de la ora 17, caracalenii care vor să-și descrețească funcțiile sunt așteptați la Teatrul Național din localitate pentru a lua parte la o serie de evenimente umoristice organizate de Primăria Caracal, Asociația Fiii și Prietenii Caracalului și Fundația Artelor Dor Craiova. Momentele umoristice vor fi susținute de Mesaj Grup, grupul de comedie Pro Parodia și Nicu Popa. Programul mai cuprinde și o expoziție de pamfleturi și lansare de carte Radu Marin. Profesorii și elevii Colegiului Național Agricol Carol I Slatina au sărbătorit astăzi 133 de ani de învățământ agricol în municipiu. Fosta școală de agricultură de la Strihareți, prima școală agricolă din țară, a luat ființă în 1883 prin ordin regal. Colegiul Agricol Carol I este singurul liceu din județul Olt unde elevii pot opta pentru profilul tehnician veterinar.